Șoferii care încalcă legea vor putea fi amendați direct pe baza imaginilor surprinse de elicopterele Ministerului de Interne. Acestea au fost dotate cu camere mai performante, care surprind inclusiv numerele de înmatriculare și nu mai este nevoie de ajutorul echipajelor de la sol. Toate informațiile vin de la Bogdan Borza. Te ascultăm, Bogdan. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Zburăm în acest moment prin un elicopter Airbus EC-135 folosit special de polițiștii rutieri pentru misiunile de siguranță în trafic. Un elicopter care are o cameră de filmat extrem de performantă prin care șoferii pot fi văzuți și filmați de către polițiștii care se află în acest elicopter. Vorbim despre filmări care surprind toate încălcările de reguli ale circulației ale șoferilor, de la depășirea vitezei legale până la depășirea linii continuă sau orice încălcare a regimului rutier. Șoferii pot fi amendați și în anumite cazuri chiar lăsați fără permisul de conducere dacă sunt surprinși de aceste camere de filmat încălcând legea. Sunt numai puțin de 3 astfel de aparate de zbor în dotarea Ministerului Afacerilor Interne, dar și un aparat de zbor Black Hawk, care sunt folosite pentru regimul de circulație folosit de polițiștii rutieri. Numai puțin de 200 de misiuni au avut anul acesta reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne cu acest elicopter, 171